Bună ziua, doamnă! Bună ziua, poți filmați, da? Fiți drăguță, sunteți de acord ca pentru firme private care au aici la dumneavoastră, la parter, sediu, să fie făcută intrare specială, plătită din bani publici? Nu știu acum. Dumneavoastră aici vă caveți, pavat, da, e normal. Da. Este intrarea în bloc. Da, da. Și alăturat e firma Euroins, care văd că ei se pavează și ei, tot așa. Probabil că, eu știu, a fi vorbit sau a plătit, eu știu, nu știu. Probabil. Probabil. Bine, doamne. Nu știu. Am văzut și eu că... Dar normal ar fi să fie la fel ca aici. Corect. Ideea este, ați avut disconfort din cauza lucrărilor? A durat mult aici? Nu. Nisipa? Nu. Sunteți mulțumită? Da, suntem. Ne-a făcut cum a trebuit. Înainte cum era, doamnă? Era chiar așa, dar acum e frumos. Trebuie spus că mai aveți nevoie și de o bancă, două, da, în locul celei distruse, devastate, da, nu? Da, da. Și să ne pună așa. Mai ai nevoie, mai ești tu la stradă, să ne pui câte o canapea aici. Câte o canapea aici pe la stradă. Da, da. Păi, uite, mai e lume care e bolnavă, stă și să... Știați că anul acesta a fost cumpărat mobilă stradal de 1 miliard de lei? Nu știa. Și a fost reparat cel existent pe 880 de milioane de lei. Se poate, nu știu. Dar normal așa ar trebui la fiecare scară să avem câte o canapea. Este, văd multă lume care vine și așează că nu poate să mai meargă. E vorba de pensionari, de familii cu și copii normal, mici. Și normal, da. Bine, doamnă, bine. O să transmite și acest lucru. O zi bună. Sărămâile. Da. Bună ziua! Terminați luna asta? Ce părere aveți? Da. Terminați toată strada cu zavodă. Da. E greu de muncit, de pavat? E greu. Cam câți metri faceți zilnic? Cât pavați? Păi tot trotuarul ăsta l-am făcut în 2 zile. În 2 zile, să spunem, 100 de metri. Cam așa. Unde ne puneți? Tot la Facebook sau pe YouTube? Nu, no, vă pun peste tot. Peste tot? Peste tot. Bine, băieți, o zi bună, spor la muncă. Pe dumneavoastră.